Salut! Eu sunt Dan. Eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Astăzi avem pentru voi un subiect interesant despre care mulți români nu știu. Este vorba despre o comună din România în care oamenii vorbesc o limbă secretă de peste 100 de ani. Se numește gumuțească sau limba de sticlă și a fost inventată de geamgii din Apuseni. Care a fost motivul lor, veți afla numai în cele ce urmează. Comuna Mărgău se află în județul Cluj-Napoca și este formată din satele Bociu, Reședința, Mărgău-Răchițele, Buteni, Ciulen și Scrind-Fresinet, dar și cătunele Doda-Pili și Ice-Ponor, care țin de satul Răchițele. Comuna e dominată de proximitatea munților Vlădeasa, zonă montană, și reprezintă 3,17% din suprafața județului. Conform ultimului recensământ din 2011, în Mărgău se mai aflau 1484 de locuitori, în scădere față de cel din 2002. 96,36% dintre locuitori sunt români, iar pentru 3,17% din populație nu se cunoaște apartenența etnică. Religiile locului sunt ortodoxă, baptistă și greco-catolică. Aici se aflau cei mai buni geamgii din România, care erau căutați pentru maestria lor cu care făceau oglinzi, ferestre, icoane. Comuna Mărgău a devenit celebră în România din două motive, iar unul este limba de sticlă sau gumuțeasca, cum i se mai zice. Aceasta a luat naștere în urmă cu peste 100 de ani, grație geamgiilor din Apuseni, care au inventat limba de jargon pentru a-și vinde marfa. Scopul a fost evident ca străinii care le trec pragul satului sau la care se duc să muncească să nu îi poată înțelege. Așa au decis să-și inventeze propria limbă, fiind solicitați pentru a instala geamuri în toată țara. Aceștia se avertizau de persoane rele sau pericole găsite în drumurile lor. O mai foloseau pentru a negocia ce preț să pună pe obiectele lor, fără ca vreun client să-și dea seama ce se întâmplă. Limba a fost transmisă la fiecare generație, fiind cunoscută chiar și în zilele noastre. Din păcate, prea puțini o mai vorbesc. Este un dialect cu niște artificii între literele cuvintelor, numai de mărgăuani știute. Încă de mici, copiii din sat învață aceste artificii. De-a lungul timpului, oamenii din satele vecine au încercat să o înțeleagă și să o vorbească, dar nu au reușit, susține inginerul Darius Golban. Cu toate că limba a fost inventată în România, vocabularul geamgiilor nu are legătură cu cuvintele noastre, motiv pentru care geamgiii mărgăuani nu erau înțeleși de alții. În prezent mai există puțini oameni care o vorbesc, cum profesia aceasta a fost ucisă de apariția geamurilor termopan. În plus, și cei mai bătrâni cunoscători ai limbii de sticlă au părăsit zona și nu mai are cine să o predea celor tineri. Așa se face că singurul argou profesional rural din România e pe cale de dispariție. Printre cuvintele în limba de sticlă se numără și tălăuzești, vorbești, gemuțeasca, înțelegi, tălăuz, sticlă, munuc, s-a-ți face deapsă, băi, e un om bun, munuc, s-a-ți face spurav, fii atent că e om rău, munuc, s-a-ți face deapsă, e un om bun, munuc, atină gădineală, să ceri mâncare, țuică, găină, hoț de lucruri, găinar, a mânca, gădină, gură, gădinătoare, preot, codău, bani, pițule, goloji, om bărbat, milău, femeie, milăiță, țigară, sfârlă, băutură, hurtez, prezența unei persoane, asface, adosi, diamante, porc, gomon, cal, țolan, căruță, toigă, polițist, tistulaș. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina. Iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.